dispozitiv pentru realitate virtuală aproape gratis, cu 5 lei. Aveți nevoie de un telefon, smartphone pe Android, eu unul pe asta testez. Eu am un S3, aveți nevoie de mai multe lucruri. Iar dacă vreți să vedeți cum se faceți chestia asta, știu că nu arată foarte, foarte interesant. Urmăriți-vă după cum continuare. Chiar funcționează. Salut, oameni buni și nebuni, dar mai mult nebuni. Bine ați revenit pe Pulzero.com. Eu sunt. Astăzi vreau să fac, de ceva timp, de câteva luni de acum, vreau să fac un dispozitiv pentru realitatea virtuală din carton. Schițele sunt oferite de Google, oricum, e Google Cardboard, și vreau să-l fac din ceea ce am eu disponibil. Mai trebuie ceva. Deci m-am decis să fac chestia asta pentru că câteodată stau și vreau să mă uit la televizor. Pot să-mi conectez telefonul la televizor, dar nu tot timpul merge. De exemplu, IMEI nu-i merge deloc. Iar cu dispozitivul ăsta, iar cu chestia asta, îți conectezi telefonul bucata asta de carton, nu știu, te uiți la un film în cinema și mult mai fain. Hai să începem. Hai să vă spun mai întâi de ce aveți nevoie. Voi de o linie, farfec, un cutter de pici, schițele astea, să le pun cutter la download și scriu și descriu ce aveți nevoie. O bucată de carton, nu contează. Vă dați seama când am la pizza special pentru chestia. Și din niște lentile. Lentilele vă povestesc acuș cum am făcut eu azi. Hai să începem să facem. Uite, mai are o leacă din care pe aici. Uite aici. Mă uitam mai devreme, eram cu camera închisă. Bun. Pizza de acum 6 luni. Bun, de acum voi n-ați mai mă vedeți pe mine. Dar nu-i problemă. Mă auziți. Mă vedeți aici așa. Pasul pe care l-aș face eu e să scot, să fac cutia asta mare-ndragi. Dispozitivul ăsta, vedeți cum? Gratis! Aproape gratis, fapt, lentilele alea costă un pic. Dar nu pare mult. Ok, dar pe invers. Facem reclamă la Mama Mia. O pizza la băiatul, da, caldă să fie. Mulțumesc frumos, atâta reclamă. Gratis! După care, eu am aici, deci asta e prima planșă. Deci asta e prima planșă care ne spune ce să facem. Asta e a doua și trebuie să le băgăm cam așa, dacă înțelegeți. Numai că trebuie să le tăiem un pic. Țac! Încă o chestie despre astea. Lăsat negru. Voi poate la cameră nu vedeți, dar sunt niște linii mai gri. Liniile alea mai gri trebuie întoarse, liniile negre trebuie tăiate. N-am mai vrut să mai fac proiectul ăsta, pentru că mi-am dat seama că cartonul ăsta are deja trasat aici și cred că să mă încurce, dar whatever, vedem cum iese și de asta vă uitați acum aici. Asta trebuie lipit așa, cam să tai ăsta cât se poate de atent, super atent. Ok, kind of good. Hai să-l lipim pe asta. Bun, de ajuns. Ai, cât bine așa, cât doar noi din nou la picătura când lipește nimic. Uite așa, perfect. The next thing, 2. 2-ul e aici. Bun, hai să-l tăiem și pe ăsta. Și asta trebuie pusă așa. Cam așa. Punem un pic de lipici. Și punem 2 peste 2. Părerea mea acum, e să tai toate astea. Tot excesul. O să fie mult mai simplu mai încolo. Așa că hai să începem. Exces. Tot ce este exces. Bun. În fel și aici, tot ce este în exces. În mare, nu chiar. Pac, gata, de ajuns. Tot bine și frumos. Așa. Una bucată, pac. A doua bucată, pac, aici. Și mai era o bucată. Hai că-i bine. Și asta acolo, și asta aici. Bun. Hai să lipim. Trebuie să tăiem în așa fel încât să avem numai astea din carton, ok? Hai să încep. Ok, de asta nu mai vreau, voi glumesc. Cam asta este, dar acum trebuie să tăiem pe fiecare bucățică neagră. Ok? Orice înseamnă negru, știu că voi vedeți totul negru sau chiar deloc. Vă spun eu că nu toate sunt negre. Gri. De ce gri? Aveți schițe din descriere. Hai să tăiem asta mică mai întâi. Ok? Una am terminat. E
aproape perfect. Aproape perfect. E aproape perfect. A doua. Tot așa, doar marginile, după care fiecare bucățică din asta mică. Ok? Ok. Avem nevoie de un fund, mai avem nevoie de un fund sau o chestie sau ceva. Așa fel încât să nu tăiem sau nu vă tăiat masa, că avea doar să zgârie. Ținem bine. Oare s-o tăiat? Tăiat. E perfect, dar e bun. Bun, ăsta e excesul de aici. Mai avem aici. Bun, asta e toate stăiate, vedeți, așa. Ne-a mai rămas astea de nou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Taca-paca, asta e o nimica toată. Eu știți că mă uit la cameră când vorbesc, nu știu de ce. Începem cu asta mai mare. E destul de greu cu cutter-ul. Foarte greu. Nu înțeleg ce trebuie m-au pus pe mine să fac la rotund. Nu putea să facă pe top. Plătii, nu! Hai la rotund. E mai bine. E mai glossy. Din carton. Bun. O gaură. Mai avem 23. Două. Mai avem un pic. O, ce răbdește. Uite asta ce mic e fratele meu, deci de bea o vezi. O, oh, da! Merge repede treaba. Aș vrea să merg mai greu un pic, totuși. Bun. Încă un pic. Dar eu nu fac asta la rotund. Ia de aici! Bagă că merge și pătrată, ci rotund. Pătrată îți stă în gât. Hai! E minunată. Perfect, pătrat, e perfect. Am terminat una. Avem asta. Aproape drept. Mai avem un pic. Cuți, una, două, trei. Trei lucruri. Ha. Ok, după ce am terminat, trebuie să le unim. Am nevoie de o riglă mai întâi ca să le fac pe astea să întoarcă drept. Așa că hai să le fac, indiferent în care parte le-aș întoarce, să întoarcă drept. Eu le văd cât mai gri, așa, mai deschis. Mi se pare simplu de făcut. O oră și aproape gratis. Bun. Hai, vedem. Mai întâi căutăm lentilele. Care sunt undeva pe aici. Curved inside down. Ok. Aici. Deci cu, practic cu adâncitura aia în jos. Acum. Și ceva de genul ăsta. Și ăsta. Aici. Așa. Nu prea înțeleg rolul ăla. Așa că asta este un pic mai strâns acum. Asta. Asta de aici. Intră aceea. Pana mea e făcută din carton. Adică realitate viitoare mai ieftină de atâta nu vreau să fac. Cam am uitat asta, stai tu. Ok. Problemele de până acum. Am descoperit probleme. Dacă îți faci din carton, s-ar putea să nu ți stea bine lentila. Așa că trebuie să le faci din nou, să investighezi de ce nu stă bine lentila. Bun. Rezolvăm, rezolvăm, we'll fix this shit. Singurul fix pe care m-am gândit acum în cap. Punem o bucată scotch aici, o bucată scotch aici, pe margini, părerea mea. Și dacă merge, mă veți pupa, credeți. Băi, ideea e că trebuie să faci până când îți ies. Punct. Strângem bine, așa. Aici asta e telefon. Pac, pac. Asta pe deasupra. Nu cred că contează unde punem noi magnetul. Pentru că eu am să tai toată bucata asta de aici. Nu contează unde este pus magnetul. Credeți. Îl punem unde vrem. Hai să vedem. Ok, în primul rând, după ce ai terminat toată chestia asta de carton. Eu am un S3. Nu cred că se potrivește cu tot cu carcasa mea aici. Nebună. Adică a dintre aia, dar nu prea. Așa că trebuie să-mi dau carcasa jos. Eu la carcasa asta n-am nevoie de spate. Așa că
Eu n-am spate la carcasă. Foarte slăbuț acum. Și trebuie să intrăm pe Play Store și să căutăm Cardboard. Prima aplicație, Cardboard se numește aplicația. Și dai install. Și după ce s-a instalat aplicația Cardboard, o deschizi. Hai să punem telefonul aici. Hai să verificăm dacă funcționează. E, nu-i rău. Nu-i rău, sincer, să... Uite, tu ești prost la cap. E aici, așa. Hai să vedem. Tour Guide, Exhibit, My Videos, Photosphere și Welcome Video. Hai să vedem Welcome Video ăsta, cum îl vedem? Să știți că funcționează, numai că știți care este problema? Noi avem o problemă la lentilele astea. Trebuie să stea super fixe dacă vreți să vedeți ca lumea, că altfel vedeți ciudat. Vă spune că vedeți ciudat. Iar ăsta ține telefonul pe mijloc. E ciudățel. Vă dați seama că e ciudățel, nu? Ok, mă bucur că vă dați seama. Acum pur și simplu pun ăsta... Îl pun așa. Ah, văd bine acum, gata. Văd bine. Tour Guide. Welcome Video. Ăsta l-aș vrea, dar nu știu cum să-l selectez. Hello. Hai că știu cum să-l selectez. Fiți atenți cum faci. Pentru că aveți nevoie de un magnet ca să selectați toate aplicațiile, trebuie cu magnetul să-l faceți. În fine, aveți nevoie de un magnet. Care, practic, pui magnetul aici. Și cu o bucată de metal, în fine, dar noi n-avem luxul ăsta. Așa că eu am să iau ăsta și am un magnet de la frigider. Nu merge. Nu pot să selectez. Cred că trebuie un magnet mai bun. Dar oare nu pot să selectez altfel? Dacă mă uit atent la lucrul ăsta, îmi dai un alt magnet? Dați că am un alt magnet de frigider. Funcționează, asta e foarte, foarte bine. Vă dați seama că nu e ca la Oculus Rift. Stați un pic, vă mai spune ce facem după ce văd. Nu se vede ca pe Oculus Rift. Adică ar trebui, nu știu cum să vă explic. Eu nu am stat și mă uit la toate lucrurile astea pentru că na, nu mă impresionează cu nimic. Dar bine că funcționează. Și hai să rezolvăm asta care ține telefonul la distanță de ecran. Pentru că dacă telefonul intră în... În așa îți schimbă unghii de vizualizare, what the fuck. Hai să încercăm să-l punem ca lumeatura asta. Ok, oameni buni și nebuni. Haideți să vă spun părerea mea super, super sinceră. Dacă vreți să vă faceți unul din ăsta, păceți-vă-l voi. Pentru că am stat câteva secunde, deci am stat câteva secunde cu el pe cap și deja am transpirat și sunt sigur că la un moment dat a să ducă de tot sau a să devină ciudat. Cel mai bine e de plastic. Părerea mea super, super sincer. Dar să merg. Deocamdată să merită. Hai să văd cumva să-l leg mai bine, să-l fac super strong. Nu mai ies! Pun scotch până când e stic. Deci, pun scotch! Nu fac nimic special. Pun scotch! Da! A, se vede awesome, awesome. Se vede ca pe Oculus Rift. Welcome Video. Nu Welcome Video, Photosphere, My Videos. Am nevoie de magnet. Numai ca să, am să mă gândesc la o soluție. Ok, mergi cu magnetul. Aici am un videoclip. Aici e cum am speriat pe cineva la muncă. Foarte fain. Foarte fain. Deci acum sperii pe cineva la muncă, dar sunt în continuare. Sunt de videoclipul pe care le-am filmat. Că-s videoclipurile mele. Ia să încerc să dau play la ăsta cu analiz. Play. În descriere toate detaliile, toate schițele, toate linkurile de unde trebuie să downloadați lucruri. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să apăsați butonul ăla de subscribe, să apăsați like, să lăsați un comentariu. Eu mai trebuie să fac la chestia asta, na, când ați să faceți și voi, sunteți destul de deștepți, încât să prindeți cumva asta așa, încât să stea telefonul fără să îl ții tu. Și o chestie care să o pui pe cap,
nu știu, o bandă, bandă ceva, care să stai cu telefonul să nu trebuiască să-l ții. Dar rest funcționează, îs mulțumit de cum a ieșit, arată foarte ciudat, e prins cu scotch. Practic, contează foarte mult distanța dintre lentile și telefon, așa că cred că am să mai fac o variantă, asta e varianta de la Google, dar părerea mea că se poate simplifica mult. Următorul dispozitiv pentru realitatea virtuală a să fie din plastic, cu ajutorul lui Elux am să-l scot la imprimanta 3D, foarte minimalistic, foarte ușor, dar așa că dacă aveți imprimanta 3D e foarte ușor de scos un model din ăsta. Mult, mult, cu mult simplificat. Vreau să vă spun de lentile. Lentilele le-am cumpărat de pirat. Am dat 5 lei pe ele. Deci, practic, dispozitiv realitate virtuală la 5 lei. Și o oră și, da, cam așa, o oră jumătate, două ore de tăiat. Așa că până data viitoare, va! Cum făceam? Va!